Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Astăzi ne-am adunat aici pentru ca să vă prezentăm constituirea unui bloc electoral. Cu permisiunea dumneavoastră, vă prezint pe liderii formațiunilor politice care au conștientizat necesitatea consolidării forțelor politice pentru participarea la alegerile locale din 2011. Domnul Vladimir Țurcan, Partidul Moldova Unită, Edina Moldova. Nicolae Andronie, Partidul Popular Republican din Moldova. Și domnul Valeriu Pleșta, Mișcarea Social-Politică. În momentele ce urmează, liderii formațiunilor politice Moldova Unită, Edinea Moldova, Partidului Popular Republican din Moldova și a Mișcării Social-Politice Forța Nouă vor semna acordul de formare a blocului electoral Forța a Treia. Iar acum îi se oferă cuvântul domnului Vladimir Țurcan. Da, mersi mult. Vă salut și eu pe toți dumneavoastră, stimați prieteni. Clar că după așa o prezentare solemnă și interesantă, eu nu știu de ce să spun. Dar dacă serios. După cum cunoașteți, noi vreo 3 săptămâni în urmă am declarat noi cei trei lideri a acestor formațiuni politice am declarat despre faptul că avem o intenție și dorim ca să contribuim la consolidarea forțelor politice din Republica Moldova, având în vedere că aceasta este o necesitate strângentă, vitală pentru toată societatea a țării noastre. Având în vedere fuziunea care ne așteaptă, fuziunea acestor trei formațiuni într-o formațiune unică, unită, sperăm că puternică. Astăzi noi toți suntem deja nu că în preajma, dar deja este demarat procesul a alegerilor locale. Și în aceste condiții, evident că un pas logic și firesc este ca cele trei formațiuni care în timpul cel mai apropiat ori merge și pe calea și ori pune punct ce ține în procesul fuzionării, astăzi să participăm la aceste alegeri locale ca o forță unită, ca o forță, o echipă comună și din cauza aceasta, conform legislației în vigoare, este o posibilitate care este formarea blocului electoral. De ce noi facem acest lucru? Noi am explicat atunci care este cauza că noi dorim să fuzionăm toți trei împreună. Printre altele, vreau deodată să declar că acest bloc, portița sau poarta la acest bloc rămâne deschisă și toate cele formațiunile politice care or dori să aderă la acest bloc, noi cu mare plăcere suntem disponibili să deci discutăm aceste propuneri, oferte și eu sunt sigur că vom găsi limba comună. Este foarte important și scopul blocului nostru este ca deja astăzi, în condițiile când țara este practic ruptă în toate părțile și de criza politică, cea socială-economică, de dezbinarea societății, toată societatea noastră este dezbinată astăzi în cei care sunt a noștri și cei care nu sunt a noștri. Sau la direct spus, sunt comuniști, sunt anticomuniști. Și în aceste condiții, evident că este o necesitate strângentă ca să apară o forță politică care, având în vedere denumirea blocului electoral, noi am decis la nivelul organelor respective, deci abilitate în cadrul partidelor noastre, să aibă o denumire Forța Treie, ca forța care, într-adevăr, are menirea, scop de a consolida societatea. Să nu permitem ca toate neînțelegerile, toate deci problemele care sunt astăzi și de degradare, de fapt, a puterii centrale să fie plasate și la nivel local. Asta este scopul nostru. Noi dorim ca să aducem o echipă oamenilor profesionaliști, pregătiți cu experiența, dar nu pur și simplu cei care doresc. Și noi sperăm că această idee blocului
electoral Forța a Treia, va fi primită de cetățenii noștri, va fi acceptată și toți cei care vor fi înaintați din partea blocului, la nivelul primarilor, consilierilor, de toate nivelurile, și nivelul 1 și nivelul 2, eu sunt sigur că vor avea succes și echipa noastră va fi cea care va fi prima rândunică în puterea începând de la nivelul local. Dar după ea, evident că ne așteaptă și alegerile cu regret, dar ne așteaptă alegerile anticipate parlamentare, la care deja vom face următorul pas. De ce eu cu mare plăcere transmit microfonul colegilor mei, ca dumneavoastră tot să expună viziunea referitoare la formarea acestui bloc, dar din partea mea, încă o dată, mă adresez și la reprezentanți mass media, deoarece de la dumneavoastră depinde foarte mult ca adevărul real despre acest bloc, despre intențiile blocului, despre scopurile care noi le avem, să fie duși la cunoștință populației din toată Republica. Mulțumim frumos! Doamnelor, domnișorilor și domnilor, nu avem o plăcere de mazohiști că de fapt se îndeplinesc prezicerile noastre care le-am avut în acești 2 ani de guvernare democratică. Am spus că oamenii au fost mințiți că vor afla dreptatea despre 7 aprilie, oamenii au fost mințiți că se va duce lupta cu comuniștii, mai recent oamenii au fost mințiți că se va lupta cu sărăcia, oamenii au fost mințiți că sunt principii și valori. De fapt, asistăm la serialul 3 al marii minciuni din Republica Moldova. Și ca să nu asistăm numai ca niște spectatori, partidele care sunt prezente astăzi aici în sală vin și propun cetățenilor o cu totul altă calitate a candidaților pe listele electorale. Nu vom declara numai declarativ că luptăm cu sărăcia. Nu vom spune numai declarativ că luptăm cu comuniștii, cu toate că am demonstrat-o aceasta. Nu vom spune că avem valori și principii ca să promovăm numai profitori și oameni certați cu legea la putere. Am rămas cu cei mai devotați membri ai partidului. Cei care au guvernat 8 ani împreună cu comuniștii, și de fapt aceasta a fost prima serie a marii minciuni în 8 ani, au plecat în seria a doua, în primul an de guvernare a Alianței, înspre listele electorale ale altor partide parlamentare. Acum, dacă o să deșghiocați bine listele la alegerile locale, o să vedeți că toți profitorii și toți cei care au fost slugoi la comuniști și au găsit locurile lor în listele electorale ale partidelor din Parlament. Dacă aceasta este modalitatea de a face politică, noi înțelegem asta cu totul altceva. Venim cu niște oameni care nu vor promite că datorită susținerii din Parlament a puterii vor face drumă și tot celălalt, deoarece este clar că bugetul actual nu prevede nicio defalcare în bugetele locale. Venim cu o atitudine cinstită și corectă și să spunem oamenilor că vrem să realizăm prima etapă de aderare europeană, de integrare europeană, ceea ce presupune că fiecare om de la țară trebuie să aibă căldură, canalizare și apă caldă în casă. Acestea sunt dezideratele, dar nu dorința de a pricopsi membrii noștri de partid cu fotolii de primar, de consilier raional sau sătești. Ori anume, aceasta trebuie cetățenilor astăzi, care s-au săturat și suntem prezenți cu toții la aceste mimări a luptelor dintre așa numite principii și valori, dar până la urmă este pusă în joc treuca cea mare, care va ajunge la dânsa să o repartizeze, cât la nivel republican, acum și la nivel local. Suntem nemulțumiți de faptul că actuala guvernare nu a adoptat legile cu privire la decentralizarea puterii centrale și acordarea autonomiei locale un statut real, nu a fost acordată o și introdusă în viață o decentralizare
financiară, ceea ce nu permite primarilor și consilierilor să-și realizeze promisiunile, ca pe deasupra să vedem că se duce o luptă pentru Curtea de Conturi, care să devină o bâtă în mâna Guvernării Centrale de nimicire a autorității publice locale. Vom lupta contra la ceea ce am vorbit și vom realiza toate promisiunile care le avem în platforma și în promisiunile noastre electorale. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezență. Cred că societatea care a înțeles și are acest gust amar al deziluziilor de la așa numită guvernare democratică, care se joacă zi de zi cu comuniștii, dorește o schimbare, dorește o forță a treia. Ori vom încerca, prin atragerea tuturor care s-au demonstrat că au rămas cu principiile și cu valorile, să demonstrăm cetățenilor că se mai poate și e necesar să ne ținem cuvântul care a venit la alegători. De aceea, Partidul Popular Republican a îmbrățișat această idee, indiferent de niște vechi cramponări cu care le-am avut cu fiecare din partid, de constituante acestui bloc electoral, și venim cu inima curată în acest bloc și chemăm colegii noștri din alte partide să venim cu o listă de oameni onești, cinstiți, care își vor putea realiza promisiuni în fața alegătorilor și peste 4 ani nu ne va fi rușine să recunoaștem. Da, am avut dreptate și spre regret, unii locuri cetățenii au votat pe cei profitori care s-au ascuns în listele partidelor aflate la putere astăzi. De aceea, mulțumesc și membrilor de partid din Partidul Moldova Unită și celor din Forța Nouă că am găsit împreună această tărie de caracter și așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc mult! Stimați colegi, prieteni, și eu la rândul meu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră, pentru conștientizarea fenomenelor și situații reale prin care trece Republica Moldova și faptul că reprezentanții al 3 formațiuni politice au decis să meargă împreună la alegerile locale din acest an. Noi, participanții la această solemnitate, la acest eveniment, Partidul Moldova Unită, Edina Moldova, reprezentat de domnul Vladimir Țurcan, Partidul Popular Republican, reprezentat de domnul Nicolae Andronic și eu, Valeriu Pleșca, urmărind cu îngrijorare degradarea situației politice, sociale și economice din țară, constatând incapacitatea totală a clasei politice aflate la guvernare de a depăși criza politică din țară, de a stopa procesul degradării sociale și economice a societății moldovenești pe fundalul atmosferii generale de decepționare și deznădejde pentru populație. Înțelegând în totalitate rolul autorităților administrației publice locale, putere care se află permanent într-un contact direct cu alegătorii săi, în asigurarea bunăstării efective a populației și a stabilității în țară, fiind convinși că doar autonomia și independența, inclusiv cea financiară, constituie cheia eficienței și productivității autorităților publice locale. Conduși de dorința de a recâștiga încrederea societății moldovenești în clasa politică, inclusiv la nivelul local, în capacitatea lor de a rezolva problemele care stau în fața societății și fiind convinși că partidele politice din Republica Moldova, care s-au discreditat și au pierdut credibilitatea, au o alternativă politică reală în persoana unor profesioniști adevărați, capabile să asigure o administrație locală, eficientă și responsabilă. Am hotărât
Se constituim pentru a participa la alegeri locale, generale, locale din 5 iunie 2011, blocul electoral Forța a Treia, compus din Partidul Moldova Unită Edină Moldova, Partidul Popular Republican și Mișcarea Social-Politică Forța Nouă. În baza acestui acord se fondează organul de conducere al blocului, Consiliul Executiv cu competența sa, drepturile și reprezentanța cine o efectuează în față și în contact cu administrațiile, cu eventualele negocieri atunci când cineva poate să mai adere la blocul nostru și în continuare semnăturile liderilor formațiunilor politice. Vă mulțumesc și vă îndemn să semnăm acest acord. Clar că noi nu ne oprim pur și simplu la semnarea actului de constituire acestui bloc. Viața nu stă pe loc. Campania electorală deja este demarată, cum eu deja am spus. Asta înseamnă că noi, fiind în municipiul Chișinău, capitala țării noastre, primul pas care îl facem din numele blocului, înaintăm și candidatura la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Discutând această chestiune la nivelul formațiunilor și deja în cadrul Consiliului, noi am ajuns unanim la o concluzie, la o decizie ca la această funcție să fie înaintat din partea blocului Forța a Treia, domnul Pleșcă Valerie. Această alegere nu este o întâmplare rară, asta nu este ceva straniu, deoarece însăși calea aceea care deja de viață care dumnealui o trecut, confirmă încă o dată că această persoană, domnul Valerie, pe care îl cunosc de mai mulți ani, să nu spun cât, că totul noi suntem tineri și frumoși. Dar dumnealui a demonstrat pe parcursul acestei perioade că, într-adevăr, este o personalitate cu cunoștințele atât necesare pentru ca să creeze tot ce ține de o viață a unui om. Este vorba de o familie sănătoasă, familie care este asigurată, deci un businessman reușit, dar și persoana care are o experiență bogată în domeniul politic. Dumnealui a fost și deputat în Parlament, dumnealui a fost și ministrul apărării Republicii Moldova. Asta înseamnă că persoana în cauză a fost apreciată și la nivelul, începând de la soție și terminând cu conducerea de vârf a țării, dar cel mai important este apreciată de societatea. Toate, deci, măsurile care chiar și ultima perioadă au fost petrecute în municipiul Chișinău au demonstrat aceste măsuri că
Dumnealui nu pur și simplu este cointeresat ca viața chișinăuienilor să fie una normală, una liniștită, ca să fie asigurată de condițiile necesare ce depinde de oameni. Dar, totodată, a demonstrat că poate să facă niște lucruri foarte și foarte binevenite pentru municipiul Chișinău. În detalii, care este viziunea, etc., etc., eu cred că noi vom discuta un pic mai târziu, dar totuși, eu aș propune ca dumnealui, acum, fiind candidat la această funcție de primar general din partea blocului, Forța Treia, să spună vreo câteva cuvinte, ca să fie o claritate și pentru, prin intermediul mass media, care sunt intențiile a dumnealui. Mulțumesc, domnule președinte. Cu adevărat, nu este niciun secret. Peste 10 ani ne cunoaștem cu fiecare din colegii mei. Apropo, prima noastră meserie, juriști, în continuare am îmbrățișat diferite activități în diferite organe, diferite nivele, respectiv acumulare de experiență, responsabilitate, ce este foarte și foarte important și necesar în ziua de astăzi. Dar chiar de la început vreau să vă deschid un mic secret. De ce sunteți invitați în incinta acestui edificiu istoric, cultural și cu tradiții? Acest edificiu a fost construit circa 200 de ani în urmă, dacă nu greșesc, și destinația a avut și este ca muzeu al administrației publice locale, pe timpuri numită zemstvă. Noi, respectând, conștientizând aportul strămoșilor noștri, fruntașilor noștri, anume prin perceperea acestor fenomene de dragoste de plai, de păstrare a patrimoniului cultural, istoric, prin valorificarea acestui potențial, pornim această campanie, această Forța a Treia alternativă atât de necesară astăzi pentru Republica Moldova, pentru societatea moldovenească. Eu împreună cu echipa mea vă asigur că avem toată posibilitatea, voința și capacitatea de a readuce în Chișinău starea și liniștea care era caracteristică orășenilor. Nivelul înalt de dezvoltare industrială, culturală, readucerea faimei orașul din sudul, sud-estul Europei pentru toți cei care ne vizitau și cu o deosebită plăcere își reaminteau de noi, chișinăuienii, moldovenii. Și câteva spicuiri deja din platforma electorală pentru că următoarele detalii noi o să le prezentăm atunci când o să fim deja înregistrați. Eu sunt ferm convins că orașul Chișinău, datorită echipei pe care o prezint, o să readucă nivelul și creșterea economică posibilă pentru ajustarea sferelor sociale, pentru ridicarea nivelului de trai a celora care au făurit istoria noastră, a celora care o merită o viață decentă. Pentru ei în special, noi o să readucem costuri, mai bine zis, gratis călătoriile în transportul public, o să stabilim atât în municipiu cât și în localități o rețea de magazine veteran, o să aduc tot posibil să creez un fond unde eu o să am
toată capacitatea să adunăm fonduri pentru susținerea tinerilor familii, în așa fel ca bugetul municipiului, destinația bugetului municipiului să fie în continuare pentru creștere, pentru dezvoltare și nu pentru sustragerea surselor deseori destinate nu chiar capabil, cum au făcut-o anterior, 50 de milioane de lei îngropate în nămolul lacului Valea Morilor. Iarăși, caracteristic pentru noi și necesitatea municipiului, o securitate personală. Din păcate, astăzi în Republică și în Chișinău, ne este frică părinților, altor cetățeni chișinăvoieni, seara să ne plimbăm prin stradă, copiii, avem emoții atunci când nu s-au întors la timp acasă. Iată aici vom aduce tot suportul pentru o luptă dură cu factorul criminogen. Și un moment foarte, foarte important, reabilitarea centrului istoric al Chișinăului. Amplasarea în toate sectoarele municipiului a bazinelor de înot pentru copilașii care își fac studiile la licee, deoarece cultura fizică este, cum se spune, sănătatea națiunii, da? Pentru viitor. Vă mulțumesc, asta este foarte, foarte succint la nivel de principii, platforma electorală a mea și a echipii. Mulțumesc. Atunci când sunt întrebări, noi suntem acolo și vă răspundem.